Vă salut, fraților. Bă, după cum v-am spus și în clipul de ieri, ne-au bătut rapid, ne-au bătut, fraților, că am jucat cu macul rezervă. Am intrat și copiii ăia. Era de așteptat. L-am auzit pe Gigi aseară că a vorbit la ăsta, la Ursu Balu, în emisiune, că are două emisiuni acum, Ursu Balu, și dimineața și seara. A spus că Vlad, bă, n-ai, bă, citeam acum, bă, fraților, și a declarat Vlad că vrea să joace, el vrea să joace. Unde merge, vrea să joace. Bă, frate, dacă ăsta e titular la o echipă din Liga 1, retrogradează echipa. 100%. N-are nicio abilitate, n-are nicio, absolut nimic. Nu văd nicio calitate la el, nu știu. Nu știu, frate. Da, a spus Gigi, e clar, fraților, vreau să vă informez și pe voi. Ovidiu Popescu a semnat cu Cluj, Panțăru pleacă împrumut, Radu Slavescu pleacă împrumut. Deci, astea sunt noutățile și încă un zvon care pot să vi-l spun, tot în emisiunea de la Ursu Balu de aseară. Zicea Gigi că a pus ochii pe un atacant din play-out. Deci nu e din play-off, că îl trăgea Ursul Balu de limbă. Domnule Becali, da, spuneți-ne și nouă. E din play-off, e din play-out. Nu pot să vă spun, nu pot să vă spun. Și zicea ăsta, Robert Niță, că ar fi vorba despre Alex Pop de la Oțelul, fraților. Un atacant de 24 de ani, are cetățenie și argentiniană și română, a trăit pe la Buenos Aires, pe acolo. Bă, fraților, bă, dacă aducem jucători din ăștia, din play-out, de la Oțelul, eu nu mai știu ce să mai zic, pur și simplu. Deci văd că Gigi pe din ăștia vrea. Astăzi zicea că o să vorbească și cu Ali Bek. Dar nu știu ce să zic, Ali Bek ar fi pentru noi o soluție, cât de cât. Na, că are experiența aia și te poate ajuta în preliminarii pentru Champions League, dar dacă vrei numai te axezi numai pe jucători din ăștia, bă, cum să aduci, bă, jucători din play-out, mă? Și tu vrei să te bați la grupele Champions League, să ajungi acolo, în grupele Champions League. Nu poți, bă, nu poți, nu poți. Eu sunt deocamdată. Bine, poate ăștia sunt așa, 3-4 și restul de până la 7-8 jucători să fie, bă, măcar 3 jucători de peste 1 milion, 1 milion jumate să aduci. Da, doi atacanți, un zecar. Da, nu știu ce vrea să facă Gigi, dar habar n-am. Bine, bă, fraților, asta v-am spus, sunt știrile de ultimă oră, ca să zic așa. În rest, vedem, săptămâna asta cu siguranță o să semneze cu noi doi jucători sau trei chiar, pentru că așa a zis Gigi. Azi cel mai probabil va semna Kiki sau azi, mâine, în decursul zilei de azi. Bine, fraților, o săptămână cât mai frumoasă vă doresc, plină de realizări și spor în tot ce faceți. Doamne ajută!